Pentru a-ți preschimba permisul auto, vei avea nevoie de o serie de acte, fără de care nu vei putea obține documentul. Pentru a te asigura că dosarul îți va fi acceptat din start, va trebui să te prezinți la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor cu toate actele necesare pentru preschimbare. Atunci când te prezinți la ghișeu, va trebui să ai la tine cartea de identitate în original și o copie a acesteia, documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, o cerere tip pe care vei putea să o completezi pe loc, dovada plății taxei de eliberare a permisului, 89 de lei, taxa se achită prin intermediul unităților check bank și a terminalelor de plată situate în supermarketuri, mall-uri, magazine de proximitate, universități, adeverință de la medicul de familie pentru preschimbarea permisului de conducere, fișă medicală auto emisă de o unitate medicală autorizată în original și copie, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, vechiul permis de conducere, cu excepția cazurilor în care documentul a fost pierdut sau furat, în cazul în care depui cererea de la un alt serviciu public decât cel de domiciliu sau dacă trimiți dosarul prin mandatar, va trebui să pregătești și două fotografii recente ale tale cu dimensiunea de 35x38,5 mm. Persoanele care au avut permisul de conducere anulat în urma unei infracțiuni care a fost dezincriminată între timp vor trebui să prezinte toate documentele de mai sus, dar și decizia de dezincriminare. În această situație, persoana în cauză nu trebuie să susțină vreun examen. După depunerea actelor necesare, titularii primesc permisul auto prin poștă în termen de 5-15 zile lucrătoare.